Coborâți, vă rog, geamul în jos. În jos. Coborâți, vă rog, geamul în jos. Prezentați, vă rog, actul dumneavoastră. Prezentați permis, pașaportul tehnic și asigurare. Domn șofer. Domn șofer. Ce s-a întâmplat? Șoferul a intrat în teritoriu cu cuvinte adresat către mine. Nu vrea să prezinte actul, să prezinte, să iasă din automobil. Motivul? Ce a spus? Cum s-a întâmplat că a venit aici? Am înțeles cum este. A venit în ajutorul unui prieten, care a fost documentat în stare de ebrietate la momentul dat. Din ce motiv? Adică șoferul este, se numește Acriș Dumitru. Domnul șofer a venit în ajutor, nu știu care sunt circumstanțe, dar m-a numit cu cuvinte necenzurate în adresa mea. Și vreau să stabilesc identitatea, să văd care este gradul, adică starea șoferului. Șofer... Familia mea Ceban Vădin, sunt inspectorul poliției rutiere. Domn șofer! Domn șofer! Domn șofer! Prezentați-vă rog actul dumneavoastră. Domn șofer! Familia mea Ceban Vădin. Inspectorul poliției rutiere. Vă rog, prezentați-vă rog actul dumneavoastră. Prezentați-vă rog actul dumneavoastră. Poliția? Eu sunt la poliție. Inspectorul poliției rutiere. Prezentați-vă rog actul dumneavoastră. Da, dumneavoastră sunt dat în fața mea pe teritoriul public. Pe teritoriul poliției rutiere. Vă rog frumos, prezentați-vă rog actul dumneavoastră. Dumneavoastră ați venit cu un sumasul. S-a adresat la mine cu cuvinte neîncenzurate. Vă rog frumos, prezentați actele dumneavoastră. Eu se prezint, ați venit poliția. Eu sunt inspectorul poliției rutiere, vă rog, prezentați actele. Dar care este motivul pentru care sunteți aici? Este un motiv. Care? O să-l las, o să-l las mai târziu. Bine. Dați-vă rog, prezentați-vă rog actul dumneavoastră. Eu nu, pe volan. A zis poliția, așa a spus. Prezentați-vă rog actul. Eu sunt șofer. Prezentați-vă rog actul. Eu nu sunt șofer. Prezentați-vă rog actul. Este filmat tot în față, este filmat în față cu dumneavoastră să vă s-o schimbat de pe banca de la volan, banca de alătre. Prezentați-vă rog actul, domnul Focșa. Domnul Focșa, prezentați-vă rog actul dumneavoastră. Unde boli de mine? Domnul Focșa, prezentați-vă rog actul dumneavoastră. Domnul Focșa. Poliția că n-ați vină? Eu sunt datorită poliției. Cine vreți? 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 Cine vreți?
Nu urmați pe mine, vă rog frumos. Nu mâine dimineață, acum la momentul dat. Domn Foc, nu urmați pe mine. Mă rog că am Transnistria. Transnistria e pe loc. Domn Focșu, mă urmați, vă rog pe mine. Dar nu pot. Domn Focșu, mă urmați pe mine, vă rog frumos. Nu pot să te duc și eu și să domn Boris, tare. Da, sunteți... eu sunt... am, adică sunt... am suspecție că dumneavoastră ați consumat alcool. Domn Boris, ne ducem să trecem examinarea medicală. Domn Focșu, vă rog frumos. Nu vă opuneți, nu vă opuneți, vă rog frumos, nu urmați pe mine la medic. Închideți ușa. Refuz de a trece examinarea medicală este survenit cu dosarul ăsta, conform articolul 264, prim dosar penal. Refuz de a trece expertize medicale. Да, фэр оператор.